Bună tuturor și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face împreună piersici umplute cu cremă. Este o rețetă foarte ușoară și delicioasă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 2 gălbenușuri. 1. Acum vom adăuga un praf de sare. Următorul pas, vom adăuga 50 de grame de zahăr și o linguriță de pastă de vanilie. Și vom începe să mixăm bine toate ingredientele. Dacă doriți să faceți mai multe, doar trebuie să dublați cantitățile. Următorul pas, vom adăuga 55 de grame de iaurt natural sau smântână și vom continua să mixăm. Acum vom pune deoparte compoziția și într-un alt bol vom cerne 210 grame de făină și o jumătate de linguriță de praf de copt. Acum vom răzăli 80 de grame de unt în făină. Vom amesteca bine făina cu untul. Acum vom adăuga făina în compoziția anterioară și vom amesteca cu o spatulă. După cum vedeți, nu mai putem să amestecăm cu spatula, așa că vom presăra puțină făină pe masa de lucru și vom turna compoziția. O vom frământa aproximativ 4-5 minute. Acum vom face biluțe aproximativ de același gramaj. Eu am făcut unele mai mici și altele mai mari. Deci, cele mici le-am făcut aproximativ de 14-15 grame și cele mari dublu, adică 30 de grame. Acum vom face biluțele și le vom așeza frumos în tavă. După care le vom da la cuptor pentru 10 minute la temperatura de 170 de grade Celsius. Acum le vom lăsa să se răcească bine, după care le vom scobi în mijloc.
Am terminat de scopit toate fursecurile. Acum vom mărunți bine restul din fursecuri și ne apucăm de cremă. Pentru cremă avem nevoie de următoarele ingrediente: 100 de grame de brânză mascarpone și 50 de grame de Nutella. O vom mixa puțin. Acum vom adăuga aproximativ 50 de grame din fursecurile zdrobite și o lingură de esență de rom sau lichior de rom și vom continua să mixăm. Gata crema! Eu am pus-o într-un puș și am început să umplu fursecurile. Următorul pas, avem nevoie de 2 boluri mici, apă rece, colorant roșu și colorant galben. Dacă nu aveți sau nu vreți să faceți cu colorant, se poate face cu sfeclă de roșie sau morcov. Veți răzăli sfecla de roșie și o stoarceți bine. Și la fel veți face și cu morcovul. Dacă doriți să nu folosiți coloranți, ar fi o altă variantă. Cea roșie o puteți face cu sfeclă de zahăr fiartă, răsălită și stoarsă bine. Cu zeama rămasă se pot însiropa fursecurile. Iar partea cea galbenă se poate face la fel cu morcov, răsălit morcov, stors bine. Și din zeama rămasă se pot însiropa fursecurile. După care, eu nu am avut frunze de mentă, așa că m-am dus în căutarea unor frunze care le-am găsit foarte greu, dar le-am găsit. Le-am spălat bine și am pus câte o frunză la fiecare piersică. Și gata rețeta noastră. Sunt foarte delicioase și ușor de preparat. Sper că v-a plăcut rețeta. Dacă e așa, dați-mi un like, distribuiți, comentați și nu în ultimul rând, abonați-vă la canalul meu. Pa, pa!